Alo, bună dimineața! Alo? Da, vă rog! Bună dimineața! Bună dimineața! Domnul, nu vă supărați, suntem de la un institut de sondare a opiniei publice vis-a-vis familia și relațiile interfamiliale. Sunteți de acord? De la un institut de sondare a opiniei publice privind familia și relațiile interfamiliale. Vrem, dacă aveți din timpul dumneavoastră prețios, numai 5 minute să ne acordați. Avem niște întrebări pentru dumneavoastră. Nu vă întrebăm cum vă cheamă, nu vă întrebăm în ce an sunteți născut. Numai o primă întrebare, ca să știm dacă continuăm acest mic interviu prin telefon. Dacă aveți vârsta cuprinsă între 30 și 40 de ani. Da, cu rugămintea să nu dureze mult, vă rog. Nu, nici măcar 5 minute. Vom, dacă veți răspunde corect și clar la întrebări. Bun, să începem. Da. Sunteți bărbat sau femeie? Bărbat. Notați-vă. Bărbat. Căsătorit? Da, vă rog. Cu cine? Cu nevastă mea, cu cine să fiu? Nu mă refeream că cu... Mă scuzați, aici era o altă întrebare. Căsătorit, mă refeream dacă e, știți neastră. Ce să fie? Dacă cum este... Adică, să nu înțeleg. Dacă păi este căsătoria clasică sau mai nou căsătoria asta la care s-a dat voie acum? Ce aveți, domne, clasică, să nebunii doar... Deci căsătorie clasică. Cam întotdeauna întrebările tale dumneavoastră. Da, facem o sondare pentru că societatea s-a întors pur și simplu cu susul în jos, dacă pot să spun așa. Și... Cam aveți dreptate. Da. Au rezultat copiii în urma căsătoriei? Da. Sunteți siguri că sunt ai dumneavoastră? Cum naiba? Doamne, ce întrebări! Auziți, alte întrebări n-aveți, că astea sunt puțin... Eu citesc întrebările care sunt în chestionar, stimate domnule. Eu n-am nicio vină. Așa, sunt un funcționar. Știți ce cred eu? Eu cred că cei care au pus întrebarea asta dacă sunt copiii dumneavoastră sau nu, probabil că au fost cazuri în care omul a spus, domne, am 3, 4, 5 copii, din care numai 2 ai mei, restul provind în... relațiile soții. Deci toți ai dumneavoastră, da? Da. Bun. Câți copii aveți, stimate domn? Unul singur. Și de ce n-ați făcut mai mulți? Nu știu. Foarte grea. Nu știe. Alte întrebări mai civilizate. Da, uitați o întrebare civilizată pentru dumneavoastră. Să știți că întrebările sunt foarte civilizate și nu va ști nimeni ce răspundeți dumneavoastră, pentru că este ceea ce se cheamă în sociologie un interviu închis, cu întrebări deschise. Aoleu, dacă știam că e așa, mai bine nu vă răspundeam, că e prea... Ați văzut că nu ne interesează cum vă numiți, nu ne interesează localitatea de unde pronoi, luăm prin telefon și nu. Ia fiți atent acum. Următoarea întrebare, stimate domn. Aveți amantă? Ce am? Amantă! Doamne ferește, și dacă aveam, nu vă spun să știu cum să vă stați. Păi e, are o mare legătură problema asta, pentru că uitați, următoarea este, întrebare este așa. Aveți copii cu amanta? Pentru că sunt și aici o grămadă de... Da. Sunt aiurea întrebările astea, ce naiba? Asta sunt în penii ce mă întrebați naiba acum. Că am amantă și copii cu amanta. Oricum nu vă spuneam, chiar dacă... Nu e adevărat ce aia, dar chiar nu vă spuneam dacă știam. Deci eu am rubrica aici unde pot să bifez, nu dorește să răspundă. Deci chiar dacă aveți amantă și nu vreți să ne spuneți, nu-i nicio problemă. Da, nu doresc să răspund, mai bine bifate așa. Deci nu dorește să răspundă. Bun. Da. Acum trecem la întrebări mai casnice, stimate domn, și răspundem repede și clar și concis. De câte ori vă spălați pe săptămână? Unde să mă spăl? Câte ori fac igiena? Igiena corporală, vreau să zic, da. Zilnic. Deci zilnic, așa. Vă spălați singur sau vă ajută cineva? Singur, că doar nu am handicap. Singur mă spăl. Păi da, pe spate cine vă spală? Mă spăl eu singur, că am o mână mai lungă, da. Să vă... Varde de glume, stimate domnul de dimineață, păi, da. Păi dumneavoastră la fel varde de glume, văd că mă luați cu amante, cu chestii, cu socoteți. Să trecem totuși, că zic că am și eu pe ale mele și noastră pe noi. Da. Vă grăbiți și noastră. La cât timp vă schimbați periuța de dinți?
La două luni. La două luni. Da, aia da faliment fabrica de periuțe, estimate domn. Periuța se schimbă la o lună. E, na, ce să spun, n-am știut, acum dau... E, vă spun eu ca să știți, că și eu, o schimbam la 3 luni până să aflu chestia asta. Mi-am însușit informația și sigur voi face lucrurile. Fiți atenți, stimate domn, da, 3 întrebări și terminăm. Acum, când erați în adolescentă, când erați adolescent, pe la liceu sau pe unde erați dumneavoastră, v-ați uitat vreodată pe gaura cheii? Unde să mă uit pe gaura cheii? La părinți, la colegi, la prieteni. Păi de ce să mă uit pe gaura cheii? Din curiozitate. Nu, domnule, nu m-am uitat. Uite, asta n-am știut. Deci, următoarea întrebare nici nu-și mai are rostul, că următoarea întrebare era dacă sunteți curios. Deci v-ați să zic că... Nu. Auziți, cam zăpăcit întrebările astea de dumneavoastră. Da, da, ele sunt întrebări, să vă spun cum se spune la noi în românește, sunt întrebări cu skepsis. Uite, să vă spun eu o întrebare cu skepsis. De exemplu, e o întrebare care vă întreabă așa, vă place întunericul? Și dumneavoastră răspundeți că da. Și la 5-6 întrebări mai la vale, vă întreabă dacă vă place să vă plimbați noaptea și dumneavoastră răspundeți nu. Astea sunt două întrebări puse antagonice, care se bat cap în cap, adică vă place întunericul, dar nu vă place să vă plimbați noaptea. Și de aici psihologul poate să extragă esențialul că sunteți o fire introvertită, extrovertită. M-a zăpăcit, dar nu mai știu nimic ce să spun. Haideți acum, fiți atenți. Bun. M-a și deranjat. Stimate domn, 3 întrebări scurte și terminăm cu dumneavoastră, să vă lăsăm că avem treabă. Munciți, sunteți... Sunteți angajat undeva? Da! Bun. Sunteți cu carte de muncă sau fără? Da! Cu carte... Cu da ce? Cu carte? Cu carte. Să aveți parte, stimate domn. 12 clase, da. Da. Ați muncit vreodată la negru? Nu! Nu. Dar v-ar plăcea? Nu! Nu. Cântați în baie? Da! Cântați în baie. Puteți să ne cântați și nouă ceva acum, scurt? Da! Cântați-ne! Ce doriți? Sunteți în baie acum? Nu, sunt la serviciu. La serviciu. Mai de dimineață. Uitați, ultima întrebare este în felul următor. Dacă ne cântați o scurtă melodie în baie și nouă ne place ce ne cântați, o să vă invităm la sediul nostru să vă ridicați un premiu consistent ce conține pastă de dinți, periuță de dinți, pămătuf de spălat pe spate, diferite chestii din astea. Cremă de uns. Sunt mai deosebite, mai de calitate ăsta ce dați dumneavoastră cadou sau sunt din acelea... De firmă, stimate domn. Sunt firmă, alese de firmă, da. Cântați-ne ceva așa, auziți, mie îmi place aia. Constantine, de câte ori mă duc cu colegii la șpriț după program, deci aș asculta melodia dacă cântați. Ia ziceți. Constantine, dragostea în tine, dar ar dragostea în tine să nu mai iubi pe mine. Să nu mai iubi pe mine. Le, 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 le. Constantine. Am câștigat premiu. Mulțumim frumos, da, domne. A fost și spălat pe dinți. Da, da. Secretara mea care e lângă mine aici zice că ați cântat nemaipomenit și vă invită la sediul nostru să vă ridicați premiu. Păi, eu nu mai le dau naibii de chestionare, mă duc direct la șpriț. Mi-ai făcut o poftă de șpriț, ceva de n-ai văzut. Domnișoara secretară, să fiți atentă. Dacă ce... m-am spălat pe dinți, vedeți? Da, da, da. Păi asta am spus și eu. Ia, notați, luați o foaie de hârtie și un creion, ceva, să notați adresa unde să veniți, să vă dea domnișoara secretară cadou, da? Sigur. Da. Dar ce munciți, stimate domn? Eu? Da, asta e o întrebare în afara chestionarului. Secret. Secret. Nu am înțeles. Gata, nici nu vă mai întreb mai mult. Da. Rămâne, nici nu v-am întrebat întrebarea asta, da? Sigur, da. Notați așa, trebuie să veniți pe... Spuneți-i, domnișoară, unde trebuie să vină. Da, estimate domnul Nicolae Datcu, pentru că v-am notat aici toate datele. Cum a zis? Domnul Nicolae, nu așa? Da, da. Am înțeles. Așa. Scrieți acolo pe foaie strada Dudești Pantelimon? Da. Aveți cu ce să notați? Aveți pix? Da, notez. Păi vă rog, că după aia vă pun să repetați și mie să știți. Da, da. Strada Dudești Pantelimon, da. Da. Numerele 1-3.
Așa. La plural, nu la singular, da? Da, da, la plural. Așa. Ca punct de reper vă mai spun, dacă nu aveți acces cu mașina, puteți veni cu metrou și coborâți la Republica. Și cu cardul. Da, vin cu mașina, vin cu mașina. Așa. La sediul. Așa. ETN. ETN. Da, O. 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 Mai mulți de O. Mai mulți. ETO. O. Da, da, și cu N. O, O, O. ETN. ETNO? Da. O. O. Cu Jul și Lavinia. O. Cine e acolo de la ETNO TV? Eu sunt dat cu băi. Păi da, și sănătos, eu. Băi. Noi știm că, noi știm că ești tu dat cu, da. Asta mică, o luă gura pe dinainte. Ai vocea, da, inconfundabilă. Deci, Nicule, n-ai vrut să ne spui dacă ai amantă, vagabondule? Lavi! Da. Păi, da, eu știi de ce ți-am zis dat cu că... Nu, n-ai, mă, n-ai cum, n-ai, ai vocea inconfundabilă, dacă așa m-am obișnuit și așa te-am cunoscut, Nicolae, dat cu... Vă țineți de cioace, da. E, tână, o, o, o! Îți dorim o zi minunată! Nicule! Televiziunea mea de suflet, măi! Să-ți dea Dumnezeu sănătate, fratele meu! Da! Și schimbă periuța de dinți mai des, da? Da, da, da! Te pup! Să fii sănătos! Vă pup și eu! Pa! Noi, o zi bună și o să dedicăm o melodie cu tine pentru telespectatorii noștri! I love you! I love you! Me too! Me too!